Salutare, dragii mei, și bine ați revenit din nou în bucătăria mea! Astăzi vin cu o rețetă foarte, foarte bună, cu doar 3 ingrediente și gata în 5 minute. Este o cremă foarte ușoară, nu este grețoasă și este super delicioasă pentru sărbătorile de iarnă. Deci, pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Într-un bol foarte, foarte rece vom adăuga 150 de grame de dulce de lapte sau dulce de leche, cum se mai cunoaște în Spania. Vom mai adăuga 250 de grame mascarpone și 250 de grame de frișcă lichidă foarte rece. După care vom începe să mixăm. Și gata, este crema noastră. Este o cremă foarte ușoară cu doar 3 ingrediente și gata în 5 minute. Este ideală pentru prăjiturile de sărbători. Sper că v-a plăcut rețeta. Dacă e așa, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Pa, pa!